În anul 539 înainte de Hristos, Cirus cel Mare a cucerit Babilonul și a eliberat poporul evreu din exil. Biblia consemnează că, înainte de acest eveniment, evreii fuseseră împrăștiați în diferite regiuni ale lumii ca urmare a răzvrătirii lor împotriva lui Dumnezeu și a construcției turnului Babel. Această faimoasă poveste biblică a fost pusă de-a lungul secolelor, dar oamenii de știință au dezbătut dacă se bazează sau nu pe un eveniment real. În consecință, mulți au teoretizat că Marele Zigurat a fost construit de babilonieni ca o replică a unui turn anterior, despre care ei credeau că a fost construit de regele Nimrod pentru a ajunge în rai. Această teorie a fost confirmată de unele dovezi. Arheologii au descoperit primele dovezi materiale ale existenței turnului Babel printr-o tăbliță antică datând din secolul al IV-lea înainte de Hristos. Placa înfățișează turnul însuși și conducătorul Mesopotamiei, Nabucodonosor al II-lea. Placa memorială a fost găsită în urmă cu aproape 100 de ani, dar abia acum oamenii de știință au început să o studieze. Descoperirea a devenit o dovadă importantă a existenței turnului, care, conform istoriei biblice, a provocat apariția diferitelor limbi. Oamenii de știință sugerează că turnul biblic a fost construit lângă Nabopolassar, în timpul domniei regelui Hamural, aproximativ 1792-1750 înainte de Hristos. Cu toate acestea, construcția a fost finalizată abia 43 de ani mai târziu, în timpul lui Nabucadnețar, 604-562 înainte de Hristos. Potrivit oamenilor de știință, conținutul tabletei antice coincide în mare parte cu povestea biblică. În acest sens, s-a pus întrebarea: dacă turnul a existat cu adevărat, atunci cât de adevărată este povestea mâniei lui Dumnezeu care a lipsit oamenii de un limbaj comun? Poate că într-o zi se va găsi un răspuns și la această întrebare.